Bună seara, bun găsit tuturor. Domnilor, domnilor, în prima parte a emisiunii vorbim despre șansele pe care le au locuitorii din mediul rural de a-și găsi un loc de muncă. Veți vedea că a fost un proiect pilot demarat de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Dolj. S-a mers în peste 35 de localități doljene. Au existat discuții cu peste 2000 de oameni. Vedem care este feedback-ul acestei acțiuni. Alături de mine, doamna Alina Ghercioiu, portător de cuvânt AJFM Dolj. Bună seara, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și doi primarii doljeni, domnul Silviu Preduș, primar Comuna Ostroveni, județul Dolj. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. De noi. Și domnul Iulian Cristescu, primar Comuna Leu, județul Dolj. Bună seara, mulțumesc pentru că sunteți alături. Bună seara, mulțumim și noi pentru invitație. Mi-am urcat și eu un ochi peste ceea ce s-a întâmplat în urma acestei acțiuni. Acum, întrebarea care se pune, dacă oamenii din mediul rural cunosc resorturile pe care le are statul român pentru a-și găsi un loc de muncă, nu știu dacă vorbim neapărat despre lipsa locurilor de muncă în județul Dolj, cât despre lipsa de informații pe care o au acești oameni. M-am uitat și pe oferta locurilor de muncă care este acum afișată pe site-ul AJFM și văd că este una destul de diversificată și bogată, spun eu, în sensul că îți poți găsi totuși un loc de muncă. Avem și acest fenomen al migrației oamenilor către vestul Europei și nu numai. Asta în contextul în care antreprenorii români încearcă să găsească oameni care să ducă la capăt niște proiecte pe care le-au început, fie că vorbim despre oameni din antreprenori din domeniul industriei, și altfel de afaceri. Citeam că au fost 35 de comune vizitate de această caravană. Cum au primit oamenii aceste informații? Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj a demarat, începând cu data de 25 aprilie, o serie de acțiuni de tip caravana ocupării în comunele din mediul rural. Aceste acțiuni fac parte din proiectul pilot pentru stimularea ocupării forței de muncă în mediul rural al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, proiect lansat la Craiova pe data de 20 aprilie. Aceste acțiuni au fost organizate cu sprijinul autorităților publice locale și au presupus deplasarea unor echipe din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă de Dolj în vederea întâlnirii cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din comunitățile rurale. Cele 35 de comune amintite au fost până la data de 4 mai, conform datelor centralizate la data de 4 mai. În momentul de față avem 100 de comune vizitate din județul Dolj. Din 111. Din 111, 111 localități, inclusiv cele din mediul urban. Noi am vizat în această acțiune numai localitățile din mediul rural. Peste 6.000 de persoane au beneficiat de servicii de informare și consiliere. Colegii mei care s-au deplasat în comunitățile rurale s-au întâlnit cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, au prezentat ofertele de locuri de muncă, dar și măsurile active pe care aceste persoane le pot accesa și mă refer aici la primele care li se acordă în situația în care se încadrează în muncă. Precizez faptul că la nivelul județului nostru, conform planului de mobilitate, avem 70 de localități, toate din mediul rural, incluse în planul de mobilitate, ceea ce înseamnă că locuitorii din aceste comune pot beneficia de acele prime de mobilitate pe care le acordăm. Este vorba despre prima de încadrare, prin care li se decontează transportul de la domiciliu și până la locul de muncă, prima de instalare sau prima de relocare, respectiv prima chirie, prin care li se decontează cheltuielile cu chiria și utilitățile pe o perioadă de până la 24 de luni. Da, și în acest context mai este un proiect de lege care prevede că în situația în care o companie angajează o persoană fără niciun fel de calificare și acceptă să o formeze la locul de muncă, va primi de la statul român din fonduri europene suma care reprezintă salariul minim pe economie. Este vorba despre ucenicia la locul de muncă, ceea ce credem noi că reprezintă o soluție pentru angajatorii care se confruntă cu lipsa de personal calificat. Mai mulți angajatori la nivelul județului reclamă faptul că nu își găsesc personal de care au nevoie, însă vorbim, atenție, despre personal calificat. În această situație pot opta pentru ucenicia la locul de muncă și în acest caz li se oferă
o sumă de 1125 de lei pe lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat, pe perioadă determinată cuprinsă între 12 și 36 de luni în funcție de nivelul de calificare pe care se formează respectivul ucenic. Domnule primar Brăduș, există potențial din punctul meu de vedere și în mediul rural, în sensul că sunt foarte mulți oameni specializați în diverse domenii de activitate. Acum întrebarea care se pune, dacă vin antreprenori către mediul rural pentru a recruta forță de muncă? Sigur că da, am avut, colaborăm foarte bine cu AJFM, au fost o întâlnire, am strâns pe cei cu dosarele sociale pe legea 416, la nivelul localității Ostrovene am 183 de dosare, eu zic că nu sunt multe, la o localitate cu peste 5.000 de locuitori. Problemele sunt destul de complicate. Sunt mare parte dintre ei cetățeni de etnie romă, sunt fără studii, sunt trebuie să găsim soluții, să vedem adică la întâlnirile care le-am avut, în principiu ei și-ar dori cu nerăbdare, și-ar dori un loc de muncă. În prima fază, când după ce am luat primar, am zis că e ok, generațiile mele și cei care m-au votat și cei tineri și ajutoarele sociale, cum să tăiem ajutoarele sociale, știți, că trebuie să găsim soluții pentru ei. E simplu să le tăiem ajutoarele sociale. Problema se pune ce fac dacă le tăiem ajutoarele. Acum sunt o parte din ei care au plecat. Chiar cu m-am bucurat, iar este un grup foarte bun de 7-8 tineri care au plecat la o firmă la Craiova, au accesat inclusiv partea de navetă. Sunt cunosc toate proiectele care sunt. Mai departe, lucrurile de când am luat primar sunt, adică m-am implicat puțin și pe crearea de locuri de muncă la Ostroveni. Pur și simplu m-am tot gândit, am lucrat la partea de proiecte, am și câteva proiecte în derulare, la un moment dat m-am gândit, o să vină canalizare, o să vină apă, o să vină deșeurile. Problema se pune neavând locuri de muncă, din ce le plătesc? Am reușit până la urmă să atrag doi investitori mari, unul pe creștere și procesare, pește, sturion și somn african, care în zilele următoare o să-și deschidă. Chiar ieri a început comerțul online, o chestie unică care nu există în România. Da, sturionul mai rar crescut în România. Este la Ostroveni. România, da. Am văzut că o afacere din ăsta în Delta Dunării, într-adevăr. Chiar m-am bucurat. Sunt deja 20 și ceva de persoane angajate la firma respectivă. O să fac angajări în continuare. L-am sprijinit, am făcut lobby peste tot, adică mi-am dat seama că la un moment dat e singura șansa mea la Ostroveni să pot să, și mai ales cei tineri sau cei plecați în străinătate, care discut zilnic cu ei, sunt o grămadă de prieteni, cetățeni, care trebuie să găsim soluții pentru ei, până la urmă să întoarcă acasă. Da, până la urmă asta e și menirea unui primar, sunteți reprezentantul comunității și cred că vă doriți mai multe mandate în fruntea respectivei localități, iar oamenii dacă văd că se mișcă lucrurile, din foarte multe puncte de vedere, cred că nu ezită să vă reîncredințeze un astfel de mandat. Sigur că da. Adică sunt, mai puțin se fac 2 ani, la un moment dat oamenii pun presiune, zice, bă, trecut 2 ani, ce s-a făcut în 2 ani? Adică lucrurile nu sunt simple, la un moment dat mă gândeam că o să fie chiar simplu. Nu e chiar simplu, la un moment dat îți trebuie cel puțin 2 mandate să poți să vorbești de investiții. Sunt la primul mandat, da. Domnul Crisescu, da. Leu este o comună destul de mare, aveți infrastructură bună, stăți la jumătatea distanței între Craiova și Caracal, ar trebui să existe potențial din foarte multe puncte de vedere. Da, Leu este o comună importantă, să zic așa, este foarte aproape de metropola județului Dolj, situată la jumătatea distanței și Leu a început să câștige teren, să se apropie încet, încet, de Cârcea, zicem așa. Ați văzut că am început să construiască. Deja noi a fost o primă măsură. Extinde, da, majorarea, da, reactualizarea planului urbanist general și majorarea suprafeței de teren, ceea ce determină investitorii să apară pe acolo și au venit și la noi câțiva și ne bucurăm. Asta automat înseamnă locuri de muncă, dar și bani la buget. Bugetul nostru a crescut în ultima vreme și dacă facem o comparație cu anii din 5-7 până la 10-15 ani, dacă am luat, e prea mult, pentru că altele erau banii la vremea respectivă, dar eu mă mândresc cu un buget consolidat, 2 milioane de euro, e un buget bun pentru o localitate și asta datorită proiectelor pe care le-am accesat,
și automat din tot ceea ce rulăm noi și tot ceea ce plăți care se, banii care intră și ies la noi, vin înapoi datorită cotelor din TVA și se întoarce o sumă de bani cu care putem să începem noi proiecte. Această componentă socială în ceea ce privește beneficierii de la legea 416, trebuie să avem grijă și să o avem în atenție permanent. Pentru mine contează de la copilul de la care merge la grădiniță, care îi acordăm atenție și care i-a pus microbuzul la dispoziție de să meargă, pentru că Leu e o comună mare, e o comună cu sectoare, este, nu este o comună întinsă pe drumul european, pe drumul principal și numai atât. Acolo mulți oameni se rătăcesc. Dar acum nu se mai rătăcesc, pentru că le-am făcut condiții frumoase, le-am făcut niște străzi, le-am făcut asfalt. Pot să mă mândresc cu 20 de kilometri de asfalt pe care l-am făcut cu ei, inclusiv cu aceste persoane care beneficiază de ajutor social. Pentru că o parte din ei au venit și constructorul a fost nevoit să mai recruteze, să angajeze pe perioada determinată anumite persoane. Și automat am scăpat de ei. Mulți n-am avut și nu pot să spun că sunt și totuși aș dori să nu mai fie. Să fie exact aia categoria care chiar impune un maxim de efort din partea statului și comunității de a-i tolera, a accepta, pentru că nu au alte soluții, adică nu pot. Pur și simplu nu pot. Și știți bine că pentru cei care sunt bolnavi, care au probleme, eu am 3 cazuri care i-am trimis la medicina muncii și i-am trimis să-și ia tot ce înseamnă de expertiză medicală, adică să respectăm legea și ce ne cere AJFM-ul. Mai mult decât atât, anul trecut am avut 58 de dosare în 2017, la 31 decembrie. Anul ăsta, pentru că unii n-au vrut să mai vină la treabă, am stat să ne gândim că vine și luăm noi votul de la 5 persoane sau 10 persoane. Și am dat 7 afară. Avem 42. 42 la nivelul două sate, Zănoaga și Leu. Să știți că nu este... Pentru că e un nonsens discuția asta în cazul dumneavoastră, dacă ați beneficia de capital politic în urma susținerii persoanelor respective. 42 de voturi nu înseamnă mare lucru. La mine lunea se prezintă la primărie toți și multă lume zice, ce s-a întâmplat, Dumnezeu, zootehnia, pentru că vin cu lopeți, cu furci, cu ceva, lucrăm, avem realizări foarte importante cu ei și eu de fiecare dată mă mândresc atât de mult, în egală măsură, un proiect european, pe fonduri guvernamentale, da, sau pe fonduri bugetare locale. E, alaltări am făcut un pod. Un pod cu niște traverse la calea ferată, dezafectate datorită unor construcții care sunt în derulare pe un proiect pe fonduri europene de 1 milion de euro, care torn zi și zi de zi și sunt foarte mândru. Și atunci, traversele trebuie să-și găsească locul anume. Frumos, elegant, cu protecția muncii, cu instruire, că noi trebuie să avem grijă de ei. Noi lăsăm așa. Și am făcut un pod acolo, l-am fotografiat, l-am aranjat. Le era și lor drag. Și lor le e drag când fac treabă. Aveam cimitirele... Când cimitirele efortul în ceva. Cimitirele arătau groaznic. La un moment dat am ales soluția să tăiem, să curățim și împreună cu părintele paroh să vină. Mai mult ne vizitau. Le-am spus, legislația s-a schimbat și acum parohiile, bisericile, terenurile din curtea bisericilor și terenurile de la cimitire trebuie să fie sub autoritatea dumnealor și automat implică toate obligațiile de rigoare. Numai că nici dumnealor nu pot prea mult. Sunt săraci preoții în mediul rural. În noi am sprijinit atât timp cât am avut posibilitate, iar în momentul când am intervenit mai mult, a venit Curtea de Conturi și ne-a criticat. Dar se pare că acum lucrurile intră într-o normalitate firească. Ei trebuie să-și organizeze și să facă de așa manieră lucrările separat pe care să le justifice și să le argumenteze, iar Consiliul Local să le repartizeze o sumă de așa manieră în care este strict nevoie
și o expertizăm noi, să zicem, pe plan local, de așa manieră, ca fiind o necesitate și o prioritate. Știi ce nu înțeleg eu? Uneori am văzut intrări în localități, în comunele din România, care arată înfierător, în sensul că oamenii depozitează acolo tot felul de obiecte nefolositoare. Da. În termeni populari vorbim despre gunoaiele care sunt împrăștiate pe marginea drumului. Contextul în care vorbim despre un număr de asistat social, nu știu de ce primarul urbei respective nu îi mobilizează astfel încât să facă curățenie. Adică, și în general, lucrul ăsta îl întâmpinăm în Oltenia. Dacă facem pasul dincolo de Drobeta, Turnul Severin spre Ardeal, se schimbă complet peisajul. Nu vorbim doar despre Oltenia. Sudul țării, în general, este caracterizat prin aceste gunoaie care sunt împrăștiate pe marginea drumului. Adică i-aș vedea pe oamenii în fiecare zi scoși la... Din nefericire, am constatat și constatăm cu toții, constatăm chiar în orașe, constatăm în municipiu, în București. Trebuie un oraș curat. Acum, sigur că da. Și eu am trecut recent, am văzut, am constatat ce spuneți dumneavoastră, drept pentru care să știți că am și învățat dintr-o vizită așa scurtă. Am văzut acele ghene de gunoi făcute niște țarcuri. Foarte simplu, niște plasă care se și produce la mine pe raza localității. Da? Patru plase frumos vopsite, aranjate, și personal mă duc exact când e târgu și piața mare cu doi săcuți la mine strânși acasă ca să mă vadă ei, să le dau exemplu personal. Da, frumos. Și automat cel care are contract de recuperare în faza asta a materialelor ăstora folosibile, da, vine și le ridică de acolo, indicat când se strâng. Eu am făcut niște sectoare. De exemplu, la mine 416, dacă ar fi să vină un control lunea, că eu lunea am spus obligatoriu, numai cel care are probleme de nu se poate ridica la pat. Dar obligatoriu știm de ei că lunea trebuie să fie acolo. Cei care sunt o persoană și am 26 care sunt câte o, din 42, 26 sunt câte unul. Da? Ăilalți sunt o două dosare care au 5, sunt încă o patru dosare care au 3 membri, știți, la ajutorul social. Ăia au mai multe ore în conformitate cu articolul și textul de lege de făcut. Dar lunea îi se prezintă și găsiți la școala de fete tot niște fete care vin și îngrijesc acolo. Împreună cu un băiat, taie gazonul, am pus flori, care sunt frumoase, drumul s-a modernizat. A început să prindă culoare, alții să duc la târg. Deci știm fiecare unde trebuie să duc. Când avem acțiuni comune cu toții, mai făceam pe la bazinele piscicole. Acum, tot în căutarea, că vorbea colegul meu despre pește, și noi ne-am gândit că după 30 de ani de a sta aceste bălți într-o stare, de fapt, să nu faci nimic la ele, decât să vină niște, să braconeze pe acolo, cum fac anumite persoane, am zis că trebuie să avem partener pe cineva să facem ceva. Și trebuie să recunoaștem că nici autoritatea locală nu poate să implice să facă totul. Primul rând, trebuie să facă drumuri, trebuie să facă iluminat, trebuie să facă o diversitate de probleme către om. Dar acolo, în câmp, unde sunt bazinele piscicole, am făcut procedura de achiziție și de închiriere. Și, într-adevăr, s-a populat. Eu sper să fie câteva locuri de muncă și să devină un loc de agrement. Îmi pare că nu am niște poze să vă arăt, dar e spectaculos. Deci e o zonă mirifică. Și sper eu... Nu o vizualizez acum, deși mi-a plăcut. Îmi place să mă duc la pescuit, e destul de relaxat. Mai degrabă am mers către sudul județului, către zona de Dunăre și cred că acolo puteți să exploatați. Sigur că da, ne gândim și la aspectele de genul ăsta. Sunt câteva proiecte care lucrez la ele de când sunt primar. O să iau în calcul și varianta, adică suntem într-o poziție geografică care mulți și-ar dori-o, vărsarea Jiului în Dunăre, avem insula Copanița, pur și simplu o zonă foarte frumoasă care trebuie să o speculăm pe partea de turism. Stau rău la Ostroveni, încă n-am nicio investiție cu... Sunt acum în discuții cu niște nemți care au venit, au văzut zona, sunt puțin încântați. Aș vrea să nu intru în amănunte mai multe până nu se concretizează. Vedem cum evoluează. Tot am vorbit de partea de locuri de muncă și un aspect pe care trebuie să-l luăm în calcul. Pe partea de teren extravilan sunt la nivelul comunei Ostroveni în jur de 15 societăți comerciale. Cea mai mare, 1100 de hectare, care deja e puternic, este cetățean străin, este pur și simplu, nu are nevoie de sprijin, sunt
câțiva mai mici, aproximativ 10, așa, între 100 și 200 ceva de hectare, care trebuie să-i sprijinim să dezvolte și ei, tot pentru generarea de locuri de muncă. Am avut acum iar un investitor mare care l-am prins la Ostroveni. Deja a început lucrările, e vorba de o firmă din spaniolă care este axată pe cultura de afini. Sunt două proiecte depuse, unul dintre ele în satul Lișteava, în care le-am concesionat 20 ceva de hectare de teren, și unul în Ostroveni. Deja au început angajările. Este ceva pentru mine care pur și simplu cred eu că în următorii 2-3 ani de zile o să rezolv problema cu locurile de muncă. Este faptul, chiar acum câteva zile discutam cu directorul la firma respectivă și la momentul respectiv când au venit la Ostroveni, eu am fost foarte, m-au întrebat, aveți forță de muncă? Cum să nu avem forță de muncă la Ostroveni? Că la momentul ăsta acum au început să angajeze. Una dintre probleme este 416. O să aibă nevoie în perioada următoare de zilieri. M-a întrebat domnul primar, cu zilierii, o să le recomandăm din cei care n-au ajutoare sociale. Sunt unii dintre ei, cu toate că poate ar merita să aibă ajutoare, unii de rușine, de... Aia zice, domnul primar, noi așteptăm că nu trebuie un loc de muncă. Au început, deja sunt 4 care s-au angajat într-o lună de zile de când au început lucrările. Problema se pune pe partea de zilieri. Au ajutoare sociale, dacă o să ducă la muncă acolo, o să-și pierde ajutoarele. Adică e o discuție care trebuie să venim cu propune, să vedem, ar fi bine să modifice legea, să le dăm posibilitatea să poată să ducă să muncească și zilieri respectivi, ce noi luăm zilieri și care dintre ei ne confirmă că se adaptează și o să-i angajeze. Adică e un lucru în care am putea să diminuăm. Ajutorul social acum la cât se ridică, câți bani intră în buzunarele asistatului social? Păi ce să sunt, sumele sunt destul de mici. Sunt 400 ceva de lei? Păi 400 ceva de lei dacă sunt 3 persoane, dar e vorba de 1.140.000 ceva de lei de persoană. Pur și simplu sunt sume mici de... Da, e motivant să-ți găsești un loc de muncă. Sigur că da. Tot mai bine atunci când îți găsești chiar în localitatea în care trăiești. Nu mai suporți cheltuieli legate de transport și altele. Adică este un lucru care mă preocupă. Pur și simplu mi-am dat seama la început când m-am luat primar, am zis că e ok, nu e ok cu, 180 ceva de dosare de ajutor social, dar problema se pune că m-am tot gândit. Și am plecat pe drumul cu locurile de muncă. Chiar fac eforturi pentru treaba asta și chiar cu prilejul cu... Vă mulțumesc că m-a chemat la emisiune, că m-a întrebat cineva, zice, dar ce fac la Ostroveni? Că deja ai doi investitori mari, zic, și pe partea de agricultură, zic, e nisipul bun la Ostroveni, zic. O aluzie, adică... Trebuie speculat potențialul ăsta agricol pe care îl are județul. Este și potențialul agricol, sau m-am lovit de faptul că la un moment dat m-am gândit că mă tot întrebau, am avut câteva discuții cu nemții, au venit câțiva austrieci, i-am primit, discutăm cu ei, zice, ce ne oferiți la Ostroveni? La momentul când am luat primar, impozitele pe partea de juridice pe clădire erau foarte mari, pe nivelul maxim, le-am redus la minim, le-am oferit sprijin, adică în sensul cu... Le spun la facilități, tot ce se poate face, discutăm cu Consiliul Concurenței, cu orice, toate mijloacele să încercăm să creăm locuri de muncă. Există și dorința oamenilor de a-și găsi și dorința oamenilor. Pentru că îmi aduc aminte câteva reportaje realizate tot la fel în urma unor campanii de recrutare a oamenilor din mediul rural. Au mers investitorii respectivi acolo și am văzut doamnele, domnii care... Ar fi vrut să muncească, dar aveau invocat tot felul de probleme, dureri de spate. Mai degrabă mergeau către zona asta a banilor pe care îi primesc din susținerea statului. 100 și ceva de lei pe lună, cred că mor de foame acasă, dacă nu ieși către... Sunt și astfel de cazuri, însă nu trebuie să generalizăm. În urma acestor acțiuni pe care le-am avut în mediul rural, am constatat că sunt persoane care într-adevăr își doresc un loc de muncă și pe de altă parte... Lăsând la o parte toate campaniile de informare pe care noi le-am făcut și pe care le facem în mod constant, am constatat că nu toate informațiile ajung la acele persoane. Apropierea de ei cu această ocazie, zicem noi, că a fost extrem de benefică, având în vedere că am reușit să ajungem cu informația la ei. Fie nu știu unde să caute informația, fie nu știu de ce informații au nevoie pentru a... Și atunci, mergând acolo și discutând față în față cu ei, am observat această dorință a unora, e adevărat, am spus, nu generalizăm, pentru că sunt cazuri și cazuri, sunt persoane care vor să muncească și nu au unde sau nu știu cum să-și caute un loc de muncă. Tocmai acesta a fost și scopul deplasărilor noastre în mediul rural.
Pe de altă parte, vorbim despre persoane, spunea și domnul primar, cu un nivel de instruire destul de scăzut, cu o lipsă a calificărilor și competențelor cerute pe piața muncii, ceea ce îi face destul de greu ocupabili, puțin compatibil cu cerințele de pe piața muncii. Și aici este o altă problemă pe care încercăm să o rezolvăm sau să o atenuăm prin acele cursuri de formare profesională pe care agenția le organizează și avem o strânsă colaborare cu autoritățile publice locale în acest sens. Sunt chiar comune unde se organizează aceste cursuri chiar la nivelul comunei respective. Pe de altă parte, pentru persoanele care beneficiază de înregistrate la agenție, care beneficiază de servicii de formare profesională, se asigură și de contarea transportului de la domiciliu și până la locul de desfășurare al cursului. Și mai este proiectul ăsta. Dacă te angajezi la mai mult de 50 de kilometri de domiciliu, primești și bani pentru chirie. Sigur că da, este vorba despre prima de relocare, la un quantum de 900 de lei pe lună. Dacă stai la Calafat și îți găsești un loc de muncă la Creva, beneficiezi de suma respectivă. Spuneam și mai devreme de acel plan de mobilitate, de această primă. Această primă este independentă de planul de mobilitate. Este vorba despre prima de încadrare și prima de instalare care se acordă persoanelor cu domiciliul în zone din planul de mobilitate și prima de relocare pentru toate persoanele care se încadrează la mai mult de 50 de kilometri pe o perioadă mai mare de 12 luni. Sunt astfel de cazuri? Sigur că da. La nivelul agenției avem 6 prime de relocare acordate. Anul acesta, în primele 4 luni, s-au acordat 24 de prime, cele mai multe, 15 pentru navetă. Este vorba de prima de încadrare acordată persoanelor care se încadrează la o distanță mai mare de 15 km față de localitatea de domiciliu. Se acordă în funcție de numărul de kilometri dintre localitatea de domiciliu și locul de muncă, 0,5 lei pe kilometru. 15 astfel de solicitări am avut și 6 prime de relocare, respectiv pentru decontarea cheltuielilor cu chiria și utilitățile în localitatea deci în care s-au încadrat. Cei care se încadrează vin către AGOFM, dovedesc că s-au angajat. Sigur în zona respectivă. Sigur că da, este un compartiment special destinat lor, care le acordă servicii de consultanță și îi ajută să își aducă toate documentele necesare solicitării acestor prime. Am o curiozitate, domnule primar, mi-au cam aminte, chiar eu am realizat știrea respectivă acum câțiva ani, cei drept erau asistați sociali de aici, din jurul Craiovei, comunele aflate în apropierea Craiovei, care aveau Mercedes în curte, BMW, mașini de top și cu acestea beneficiau de ajutorul ăsta social, absurd din punctul meu de vedere. Ați avut situații de genul ăsta? Nu. Deci oamenii care sunt aici, 42 dintre care 39 sunt beneficiari apți de muncă, nu au cum să aibă astfel de condiții. Sunt anchete sociale, se fac anchete sociale, se verifică, se cer, nu mai e ce era. Și Malul Mare, că spune comuna, dacă nu mă înșel în memoria, acolo am fost eu. Nu știu cum or fi administrat sau cum or fi făcut oamenii atunci, nu poți. Și așa, ceilalți oameni în vârstă, pensionari, ar dori să aibă cât un sprijin, cât un ajutor în care să plătească. Adică, să zicem, forma de zilier de care vorbea colegul. Păi, nu-l găsești, nu poți, nu ai posibilitate și de multe ori observația care se face din partea cetățenilor este că îi mai găsim pe la o dușcă, îi mai găsim pe la cârciumă. Deci, practic, am înțeles că această categorie... A crescut și pretenția zilierului, în sensul că are tot felul de cerințe, asigurarea hranei, țigări, băutură, bani și așa mai departe. Da, asta este forma de înțelegere care o fac cu persoanele respective, care chiar au nevoie să-i spargă un lemn, să-i facă un șanț, să-l ajute cu ceva pe un bătrân. Numai că, într-adevăr, avem o mare problemă. Deci oamenii nu fac, ar trebui să facă mai mult, mai mult decât să aștepte această sumă derizorie, insuficientă, dacă vreți, pentru a trăi o lună de zile, să-și achite lumina, să-și cumpere butelia, să-și ia lemne. Mai vorbesc cu cei care m-au și câțiva copii. De asta e nevoie ca cei care pot să muncească
să nu mai stea aici, să meargă către locuri de muncă. Vorbeam de terenuri și eu sunt deținător de suprafață importantă, 12.000 de hectare, e mult. Multe societăți au venit din mai multe direcții, sunt mândru, nu e niciun petec nelucrat și avem și un teren foarte bun. Foarte bun. Și atunci pretențiile celor care lucrează mii de hectare sunt deja mari. Nu se mai numește acolo tractorist, cum era odată. Se mai pricepea fiecare. Acum tehnician lucrează cu acele tractoare și utilaje performante. Și oricum înțeleg că salariile sunt destul de mari. Dar loc pentru 39 de persoane apte de muncă la nivelul unei localități mari, da? Ar fi pentru oamenii ăștia sub formă de necalificat pe la aceste societăți și în alte, eu sper și grație colaborării deja vreo 3 automat și-au arătat interesul în timpul ședinței de instruire. A doua zi au fost primiți de cei care au venit sau trimiși la persoane care se ocupe. Am văzut că deja din 3 au rămas 2 siguri care o să plece. Iar nu mai facem dosar așa, ușurință. Venim și încercăm să analizăm din toate aspectele și din toate punctele și cu respectarea a legii până la capăt, a tuturor articolelor din ea. Că dacă facem abstracție și nu vedem că ăla are mașină sau că ăla are nu știu ce casă sau că are teren sau că are mai mult de 20, că nu trebuie să ai mai mult de 20 de ani, 2000 de metri acasă. Dacă ai depășit cu și titlul de proprietate cu 100 de metri, nu ai cum să-i dai. Nu ai cum să pleci la pasul 2. Și atunci trebuie să-i spui omului direct, dom'le, e legea care trebuie să o aplicăm cu toții. Și nu putem să-ți dăm din cauza asta, nu ți-l tolerăm, și atunci el înțelege că nu are altă soluție de întins mâna decât soluția să se integreze, să meargă, să lucreze măcar la una dintre societățile ăștia, pentru că la pază dacă ar sta acolo, da, la utilajele alea, dacă i-ar prăși la acel fermier pe la poartă, pe curte, eu zic că un fermier și cu prosperitatea fermierilor și cu sprijinul statului și cu sprijinul care îl primesc de la API mai departe, își permite să țină pe cineva, dar care are capacitatea să înțeleagă că și el trebuie să dea ceva. Nu le cerem foarte mult. Eu practic, de asta am și zis și mai critic câteodată și zic, băi, ați lucrat de la 8 până la 11, trebuie să stați până la 12, că torele. Dar faptul că îi văd pe unii dintre ei că sunt vii, că se mișcă printre noi, faptul că îi conștientizăm și le asigurăm mobilitatea asta, am avut cazuri în care am avut decedați oameni nevoiași și autoritatea locală trebuie să cheltuie, să consume niște bani cu persoana respectivă. La ei, măcar lucru e simplu, prevede legea un pachet special, un pachet pentru servicii de acest gen și chiar am avut în 2017 o 7 cazuri. Gândiți-vă că fiind la ajutor social, ai grijă de el până la capăt. Că de regulă ăștia care sunt la ajutor social nu prea mai au persoane altele care să aibă grijă de ei și chiar să-i moștenească. Și au fost și cazuri în care au stat în niște condiții foarte, foarte grele, câțiva, s-au dus, Dumnezeu să ierte, dar care ne stricau imaginea și a satului. Să știți? Și discuțiile pe care o să le avem în continuare cu ei este să-i determină să-și găsească un serviciu. Din punctul meu de vedere, asistentul social trebuie să fie, și chiar dacă mă repet, ăla care nu poate să facă și nu poate să presteze activități în multitudinea asta de nevoi. Nevoi din partea cetățenilor, din partea societăților. Păi am aici trimis prin colaborarea cu AJFM lista care ne vine lunar. Uitați-vă câte locuri de muncă. Uitați-vă că zici că sunt volume să citești, să le iei pe fiecare, no, să le studiezi. Și sunt meserii din toate felurile. Numai cine nu dorește și cine nu vrea. Acum, așa este, și atunci vă spun că eu cred că totuși mai trebuie făcut ceva. Suntem într-o situație gravă în ceea ce privește planul de ocupare a forței de muncă.
Deci solicitări sunt, firmele au porțile deschise, numai că oamenii s-au învățat, au plecat, pleacă în altă parte. Li se pare că e mai ușor acolo. Sincer să fiu, vin la primării și ne cer, o accept. Eu cerere, trebuie să-i dai în conformitate cu legea, nu poți să-l ții, să-l obligi. Dar mie îmi pare rău când cineva părăsește țara, când își părăsește comuna, satul. Eu m-aș bucura fiecare să aibă un serviciu, să vină. Dacă unul văruie un gard, dacă vine și își face ceva la casă, avem și obligații, practic, legale, în mine crește inima. Dacă mai vine unul și mai puternic și mai face și o ia de la zero, și să știți că au început foarte multe legate de urbanism, proces de construcție. Acum mulți ani de zile, am fost într-un tur al țării și am ajuns în localitatea Certeze. Da. Și am rămas uimit de modul în care s-a construit acolo. Și eu am trecut și am văzut. Și tot ceea ce s-a făcut acolo s-a făcut în urma activității oamenilor în străinătate. Adică există potențial și din punctul ăsta de vedere. Este adevărat, abia așteptăm să vină. Deja am observat că toți care construiesc acum și solicită eliberarea autorizațiilor de construire, sunt oameni care vin cu bani, strâng, se gospodăresc, nu cred că le e nici lor ușor, dar totuși rezistă și îi felicit pe cei care vin și investesc aici la noi. Domnule primar Prăduș, statul acordă suficient sprijin? Credeți că ar trebui schimbat ceva? Nu știu ce să zic. Acum zic că lucrurile sunt într-o direcție bună. Sunt instituțiile care sunt, directorii de deconcentrate. Eu zic că avem sprijin. Acum așteptăm, vedem cum evoluează lucrurile. Pe unde am fost, pe la toate instituțiile, sunt ușile deschise, ne primesc cu drag. Mai sunt și probleme legislative care trebuie schimbate. Referitor la ce spunea domnul primar, vreau să precizez faptul că agenția depune toate eforturile pentru a asigura un echilibru între această protecție pasivă, măsuri de protecție pasivă și cele de măsurile active, și încurajăm prin toate mijloacele obținerea de venituri prin muncă. Cum spunea și domnul primar, săptămânal lista locurilor de muncă vacante pe care angajatorii le comunică agenției este transmisă prin e-mail tuturor primăriilor din județ, astfel încât orice persoană din mediul rural care dorește să-și caute un loc de muncă să aibă acces la informație direct. Acum câte locuri de muncă sunt disponibile la nivelul județului? Aproximativ 400 de locuri în domenii de activitate diverse, de la construcții, protecție și pază, comerț. Majoritatea locurilor de muncă sunt disponibile pentru persoanele cu studii medii și persoane necalificate, mai puțin pentru persoanele cu studii superioare, însă acest lucru nu putem spune că este un lucru rău, având în vedere structura șomerilor înregistrați în evidențele instituției noastre. Se observă că cei mai mulți sunt cei cu nivel de instruire primar, gimnazial, profesional și mai puțin, mult mai puțin, cei cu nivel de instruire universitar. Scuzați-mă, mi s-a făcut sete. Ce curiozitate aveam, știu că acum câțiva ani de zile a existat un proiect prin care se încerca integrarea femeilor în activitate. Era un proiect desfășurat tot prin AJFM, exclusiv adresat femeilor. Am fost noi undeva în zona Scaiești, acolo, confecții, lucruri de genul. Sunt diverse proiecte. În momentul de față, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj participă alături de celelalte agenții județene din țară la implementarea proiectului INTESPO, înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de Ocupare. Este vorba despre categoria tinerilor NEET, respectiv tinerii care nu au un loc de muncă, nu sunt cuprinși într-o formă de învățământ și nu urmează un curs de formare profesională, și în momentul de față suntem... echipa de intervenție din cadrul agenției se deplasează la nivelul comunelor în vederea identificării acestor tineri și înregistrării lor la Serviciul Public de Ocupare pentru a li se oferi un pachet personalizat de măsuri. Fie că în funcție de situația fiecăruia, fie că îl direcționăm către un loc de muncă, fie că îl sprijinim să se reîntoarcă în sistemul de învățământ în situația în care nu și-a finalizat studiile,
Această identificare se face cu accent pe cei cu nivel scăzut de competențe și de nivel scăzut al studiilor și al competențelor. Și aceste deplasări, de exemplu, săptămâna aceasta urmează să mergem în mai multe localități din județ în vederea identificării tinerilor în comune cum sunt Vârvor, Goiești, Murgaș și Seaca de Câmp. Și aceste deplasări vor urma și pe parcursul lunilor următoare. Ce facilități ați acorda investitorilor care vin în comunitățile pe care le reprezentați, domnul primar Pleduș? Ce să v-am spus și mai devreme, adică am scăzut impozitele pe partea de juridice la nivelul minim. Venim cu teren în sprijinul lor, adică avem o grămadă de posibilități care sunt interesați și chiar fac un apel la oamenii interesați de investiții pe raza Comunei Ostroveni. Sprijin tot ce ține de noi, că sunt veniți cu... Bine veniți la Ostroveni! Domnul primar? Noi credem că dacă acum, în perioada următoare, vom aduce și gazele, da, către Leu, am început să facem demersurile, să ne pregătim, să-l numim un studiu de prefezabilitate, pentru că aici nu prea seamănă proiectele între ele, o, e o altă formă de abordare și am început să facem primii pași. Eu zic că odată cu gazele deja o să vină foarte mulți investitori, pentru că pe perioada iarnă e complicat de a se încălzi. În rest, v-am zis, în prima măsură care am făcut-o când am venit primar și sunt la al doilea mandat și la noi niciodată trecea mandatul să schimba primarul, se pare că oamenii s-au lămurit că sunt pe mâini bune și mergem în continuare și mergem în continuare așa cu succes. Vom face și acest proiect și ele toate făcute la un loc așa, canalizarea, asfaltarea. De exemplu, acum am luat o sumă mică pe egal, da? Pentru inunea public. Și știți unde am pus lămpilele sau unde urmează să le punem? Mâine avem vizită în teren. Le pun exact pe zona în care am asfaltat-o. Adică această zonă va fi din toate punctele de vedere. Pentru că oricum e creșterea siguranței de circulație pe un sector în care tinerii vor să meargă mai repede acum că asfaltul fiind... Și e bine seara să aibă un iluminat corespunzător. Deci noi nu refuzăm niciun bănuț din nicio parte. Nu refuzăm nicio intervenție și niciun potențial investitor, pentru că există resurse pentru ei. Deja s-au instalat pe partea agricolă, au mai venit acolo cineva care face producție, fier forjat, diverse lucruri pe proiectul european, ne vin și bani la buget în locuri de muncă. Mai este societatea asta de producție de mai multă vreme, cu plase sudate, garburi durate, etc. Mai avem silosul, mai avem gânduri de alte proiecte și zic eu că se pot face. Se pot face și comunalul se va ridica în scurt timp mult mai mult. În mandatul următor ne vom duce la 30 de kilometri de asfalt. Da, succes! Următoarea perioadă a JFM organizează alte burse ale locurilor de muncă? Este o proiecție pe termen... Agenția de regulă organizează două astfel de acțiuni în cursul unui an. Este vorba despre bursa generală a locurilor de muncă, ce a avut loc în luna aprilie, și bursa locurilor de muncă destinată absolvenților instituțiilor de învățământ, care va fi organizată în luna octombrie. În afară de aceste două acțiuni pe care le avem deja programate, una s-a și desfășurat, agenția poate oferi sprijin angajatorilor care solicită acest lucru prin organizarea unor acțiuni pe anumite sectoare de activitate sau pe anumite meserii în funcție de solicitările lor. Referitor la absolvenții instituțiilor de învățământ, aș vrea să amintesc faptul că aceștia beneficiază de anumite servicii de ocupare, având în vedere că la finele lunii mai, mai exact pe data de 25, ei vor termina studiile, mă refer la absolvenții de liceu,
Pot beneficia de servicii gratuite de ocupare, de servicii de informare și consiliere profesională, de mediere pentru identificarea unui loc de muncă potrivit pregătirii profesionale și nivelului studiilor sau de programe gratuite de formare profesională, dar și de facilități financiare, respectiv prima de inserție în cuantum de 1500 de lei care se acordă absolvenților care se înregistrează la agenție în termen de 60 de zile și se și încadrează în muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni cu program normal de lucru. În situația în care urmarea serviciilor de informare și consiliere și mediere, absolventul nu își găsește un loc de muncă, are dreptul să solicite indemnizația de șomaj care se acordă pe o perioadă de 6 luni și este în cuantum de 250 de lei. Repet, de toate acestea pot beneficia numai dacă se adresează agenției și se înregistrează în evidențele instituției noastre în termen de 60 de zile de la absolvire. Mulțumesc mult pentru prezența în cadrul emisiunii. Succes în activitatea pe care o desfășurați. Mă bucur că am avut acest dialog. Cu siguranță vom continua această colaborare. Trebuie să venim către telespectatori cu informații utile care să îi ajute. Noi continuăm emisiunea, domnilor, domnilor, în partea a doua emisiunii. Invitații mei sunt reprezentanții unui colegiu important din Craiova, Colegiul Național Elena Cuza. S-au împlinit 185 de ani de la înființarea acestei instituții de învățământ, una de tradiție, una care are an de an reprezentanți la olimpiadele școlare. Vă descriem tot acest peisaj, însă mai dețin până să urmărim un scurt reportaj în cadrul campaniei 100 România. Îl recomand pe domnul Marinescu ca fiind unul dintre personalitățile reprezentative ale orașului Craiova pentru proiectul România 100, fiindcă este pe de o parte directorul celei mai mari edituri din Craiova, ea fiind recunoscută din punct de vedere științific de Consiliul Național Științific din România și de asemenea fondatorul revistei Mozaicu, care este una dintre primele reviste apărute în România de cultură. Nicolae Marinescu a continuat tipărirea la Craiova a revistei de cultură Mozaicul. Din 1998, împreună cu echipa redacțională și colaboratorii săi, a abordat teme interesante din domeniul cultural, a promovat autori consacrați sau necunoscuți, s-a ocupat de viața culturală a Craiovei, încurajând astfel inițiativa locală creatoare. Ideea de la care am plecat și asta datorită în primul rând mentorului nostru, Adrian Marino, cel care a fost spiritul rector al grupului care a fondat această revistă. Ideea este că există valori de naționale sau de nivel național, dar și european, insuficient cunoscute, și atunci revista Mozaicul își propune tocmai chestiunea asta, să promoveze valorile cu deschidere națională și internațională și este înainte de toate în căutarea faptului inedit și a tinerilor sau creatorilor noi care au ceva de spus. Revista este de fapt o entitate spirituală care este adunată în jurul unui om. Un om pe care ceilalți îl apreciază și care canalizează o conștiință și niște valori culturale. Revista a devenit un brand și mulți tineri talentați și-au făcut debutul literar aici. Eu m-am bucurat foarte tare că în Craiova există o astfel de revistă care promovează tinerii autori. Suntem deja un grup de câțiva, majoritatea suntem și profesori de limba română sau de limba engleză și au fost tot timpul alături de noi, nu numai promovându-ne prin publicarea poeziilor, dar și prin implicarea noastră la diverse evenimente. Domnul Marinescu, pe lângă faptul că este profesor la bază, în primul rând are o gândire de tip liberal, o gândire de tip democratic și ceea ce mi se pare cel mai important la dumnealui este faptul că încă de când nu eram eu aici, el era deschis față de tineri. Și atunci lucrul ăsta l-am preluat și mi se pare îmbucurător, fiindcă asta dă o prospețime revistei. Sunt reviste în care nu prea aveți tineri și care au un aer prăfuit sau învechit.
la revista Mozaicul și din cauza graficii și din cauza faptului că sunt pagini care sunt făcute de tineri, se simte acest aer proaspăt. În revista Mozaicul apar întotdeauna autori binecunoscuți, autori consacrați, dar niciodată nu lipsește o rubrică sau pagini întregi destinate tinerilor autori. Colaboratorii de ieri și de astăzi ai publicației și-au consolidat creația în paginile revistei și iată, după 20 de ani, putem vorbi de o zestre culturală care și-a câștigat locul în spațiul european. O dovedesc aprecierile cunoscătorilor, dar și premiile obținute. Între primii colaboratori ai revistei Mozaicul, deci de la primul număr, putem identifica nume ca Ion Buzera, Gabriel Coșovean, Sorina Sorescu, Dumnezeu să o odihnească. Foarte tineri universitari la data aceea, dacă scădem 20 de ani cât are revista Mozaicul din vârsta lor, constatăm că erau foarte tineri. Și la ora actuală, echipa, coordonată de Petrișor Militaru, este o echipă de oameni tineri, care scriu în revistă, sunt și cei mai mulți profesori, își văd și de activitatea didactică, educativă, să zic așa, în plan social, dar colaboratori ai reviste, autori de cărți. Este foarte important să știi să comunici cu oamenii și să te pliezi în funcție de autor, fiindcă noi, practic, avem tipologii de autori diferiți. Într-un fel, discuți cu un artist când vrei să faci, de exemplu, un album cu Craiova, cu fotografie, altfel discuți cu un poet, altfel cu un prozator și altfel cu un critic literar. Dacă participi la diverse evenimente sau dacă ești promovat suficient de bine de o editură sau de reviste, așa cum este Mozaicul, ai foarte multe satisfacții. Pentru toată lumea, Nicolae Marinescu se identifică cu revista Mozaicul. Este mândru că timp de 20 de ani a avut continuitate în munca sa. El și publicația s-au adaptat vremurilor, fie prin temele abordate, prin dialogul deschis cu colaboratorii și cititorii, fie prin transformarea grafică modernă a publicației. El este și autorul a două cărți, una în care este istoria celor 20 de ani a editurii Aius și istoria noii serii a revistei Mozaicul, care practic a fost, nu numai că a fost coordonată de domnul Nicolae Marinescu, dar a avut ca mentor în primii 10 ani pe Adrian Marino, Adrian Marino fiind una din personalitățile marcante ale ultimelor 10 de ani din România contemporană. Este inimos, este generos, oricând gata să dea sfaturi. Este foarte vesel, ceea ce este un lucru minunat, adică totul este numai optimism în această editură, probabil de asta mă și simt ca acasă aici când vin aproape săptămânal. Eu cred cu tărie că este una din personalitățile culturale actuale care ne reprezintă pentru ceea ce înseamnă Oltenia ca spiritualitate și ca și cultură contemporană. Și, bineînțeles, revista Mozaicul nu se oprește aici. Ultimul proiect important îl implică pe academicianul Basarab Nicolescu și urmărește promovarea autorilor români care s-au exprimat în exil. Vorbim, așa cum vă spuneam, despre Colegiul Național Elena Cuzabă din Craiova. S-au împlinit 185 de ani de activitate. Invitații mei, domnul Liviu Cotfasă, director Colegiul Național Elena Cuzabă. Bună seara, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Și domnul Dumitru Răducan, fost director al Colegiului Național Elena Cuzabă în perioada 1990-1998. Bună seara, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Chiar vorbeam în timpul difuzării reportajului din cadrul campaniei Osta România despre ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile la Colegiul Național Elena Cuzabă. A fost prezentă Alteța sa, Principesa Maria de România, care a premiat elevii și profesorii colegiului care au obținut performanțe la Olimpiade Școlare. Ca să avem așa un bază de discuție, vă propun să urmărim reportajul pe care noi l-am realizat acolo și revenim în studiu.
Principesa Maria de România, fiica cea mică a regelui Mihai I, a vizitat Colegiul Național Renacuza și a vrut să afle ce specializări pot urma elevii care optează să studieze aici. Un fel de practică? Ce frumos! Aici obișnuim să ținem și anumite activități educative pentru copii. Cei 185 de ani de activitate ai colegiului au fost sărbătoriți de elevi și profesori alături de reprezentanți ai autorităților locale. De 185 de ani, spiritul ce domnește în această școală este cel al excelenței în educație și al respectului față de înaintașii noștri, al toleranței și al dragostei față de semeni. Vreau să vă asigur în continuare de tot sprijinul primăriei față de toate, toate problemele legate de administrarea localului și a dotărilor liceului în Acuza. Din ceea ce ați făcut dumneavoastră și din ceea ce faceți, prin oamenii pe care ați format, meritați aprecierea și mulțumirea noastră. Mult succes în continuare, la mulți ani! Școala și-a începuturile în anul 1833 ca pensiuni de fete a lui Lazaro Otetelișanu, fiind ca vechime prima școală de fete din Principatele Române. Rituală cu copii. Da, domnule director Curfasă, reprezentați, iată, o instituție de învățământ prestigioasă, o instituție de învățământ care furnizează, să zic eu, materie cenușie importantă din toate punctele de vedere. Sperăm să fie așa și mulțumim pentru afirmația făcută. Într-adevăr, acum la acest aniversar mai tragem și noi linie ca să vedem ce am făcut bine până acum și ce avem de făcut în viitor. Ne-a onorat cu prezența, după cum a spus, Alteța Sa Regală Principesa Maria. Demersurile au fost făcute încă din toamnă pentru a participa la această aniversare și acum, după prezența dumneaei în școală, pot să spun că a fost plăcut impresionată și chiar ne-a propus o colaborare de viitor, eventual școala să intre sub un altul patronaj al Casei Regale, dar acestea sunt amănunte ce vor fi discutate ulterior. Am premiat elevii cu rezultate foarte bune la Olimpiadele Naționale, am premiat și profesorii care i-au îndrumat pentru că sunt de bază în pregătirea elevilor și s-au mai înmânat și diplome pentru elevii care au obținut atestatul de germană de către reprezentanții ai Centrului Cultural German, care au fost și ei prezenți la această manifestare. Trebuie să omagiem trecutul, trebuie să omagiem și prezentul pentru a ne face vizibili în viitor. Domnul Ducanu, cum simțiți evoluția Colegiului Național Renacuza? Dumneavoastră ați fost director aici între 1990-1998. Da. Cum vi se pare că arată acum? Eu sunt încântat că, într-adevăr, școala și-a păstrat prestigiul câștigat cu mare greutate, pentru că, oricum, profesorii trebuie să muncească enorm de mult cu acești elevi și mai ales faptul că de-a lungul anilor s-au păstrat aceleași bune rezultate este un fapt îmbucurător. Eu cunosc acest liceu încă de la debutul meu în învățământ din 1963 și vrând nevrând am urmărit evoluția liceului. În orice caz am fost plăcut impresionat când am observat că există aceeași preocupare pentru obținerea de rezultate deosebite de către elevi, dar și preocuparea profesorilor pentru a se perfecționa și pentru a putea, într-adevăr, să obțină rezultate deosebite. Fără să vreau să gratulez noua conducere, am observat aceeași grijă și aceeași responsabilitate atât pentru educația și pentru formarea elevilor, dar și ceea ce se realizează astăzi mai greu pentru îmbunătățirea bazei materiale a liceului. Vă dați seama, liceul are 185 de ani. E prima școală de fete din Principatele Române. Construcția s-a realizat cam prin 1930-36. Ministrul atunci fiind Anghelescu. Și deși este o construcție foarte solidă, îi necesită din când în când anumite intervenții. Și conducerea s-a preocupat în mod deosebit de acest lucru.
Informații pe care o citesc acum, în perioada 2009-2011 a fost singura școală din regiune ce a câștigat un proiect european Regio de reabilitare integrală a jumătate din spațiile școlare, inclusiv internatul, cantina, sala de sport și sala de festivități. Arată bine Elena Cuza din toate punctele de vedere. Într-adevăr, eram director adjunct în perioada aceea și cu domnul director Năstase m-am preocupat, ne-am priceput și noi să elaborăm acea documentație foarte stufoasă necesară obținerii finanțării. A fost o finanțare de 2 milioane de euro prin proiectul Regio, după cum ați menționat, și nu ne-am apucat ca alții să reparăm fațada clădirii, ci am început cu spatele, astfel încât internatul, o clădire cu 4 etaje, dar sunt 5 niveluri, arată foarte bine. Este cam cel mai modern din oraș la ora actuală. Am reparat cantina și sala de festivități și 8 săli de clasă și sala de sport. Restul, primăria s-a preocupat să renoveze corpul principal prin schimbarea ferestrelor, a ușilor și zugrăvitul de rigoare, întrucât este foarte veche clădirea, din 1930, și avea nevoie de aceste reparații. Astfel încât acum putem spune că avem niște spații primitoare, baza materială este în curs de dezvoltare, deoarece nu ne oprim aici, vrem să montăm videoproiectoare în toate sălile de clasă, sunt cam în jumătate din ele în momentul de față, astfel încât și elevii și profesorii să beneficieze de aceste resurse materiale foarte necesare în ziua de astăzi. Nu este ușor să fii profesor la Elena Cuza. Unii spun că dacă iei elevii cei mai buni, e foarte ușor să te înțelegi, să le predai. E greu și la liceele tehnologice, unde elevii nu intră cu medii așa de mari, dar și la noi munca este foarte mare. Trebuie să te pregătești înainte de lecții, nu poți să te duci nepregătit în fața elevilor și necesită o muncă permanentă. Nu ai învățat odată și spui gata, acum predau și atâta tot. Exact. Unitatea școlară este de mai mulți ani centrul regional pentru susținerea certificării lingvistice pentru elevi la limba franceză și la limba germană, iar din 2014 și pentru limba engleză. Tradiția școlii a fost cea a limbilor străine. Într-o perioadă, prin anii 70, chiar s-a învățat integral în limba franceză. Ne-am modernizat, să spunem, am trecut de învățământul numai în limba franceză, astfel încât oferim 4 clase de bilingv, bilingv limba engleză, bilingv limba germană, bilingv limba franceză și bilingv limba spaniolă. Și pentru 3 din aceste specializări, într-adevăr, le oferim elevilor posibilitatea de a obține acele atestate internaționale care rămân toată viața în portofoliul lor și de care pot să beneficieze atât la continuarea studiilor cât și la angajare. La limba germană avem un parteneriat foarte bun cu Ambasada Germaniei și cu Centrul Cultural German. Suntem singura școală din sudul României care are un astfel de program de SD și școala este inclusă în grupul școlilor PAS internațional. La franceză, iar suntem singura școală din Dolj care oferă diplomele, participarea pentru obținerea diplomelor DALF și DELF pentru avansați sau pentru începători. Iar la limba engleză, fiind și cererea foarte mare peste tot, suntem una dintre școlile unde se pot obține certificate internaționale. De asemenea, se mai pot obține certificate internaționale la informatică, mai exact spus la tehnologia informației și comunicațiilor, prin permisul ECDL, ce atestă cunoașterea pachetelor de bază în utilizarea calculatorului. Domnul Răducă, nu aveți amintirea, nu știu, unei generații care v-a impresionat sau unui elev care vă trezește amintiri? În primul rând, aș menționa faptul că doamna ministru Olguța Vasilescu a fost eleva mea. Așa. Și de multe ori când mă întâlnesc cu dânsa, își amintește cu multă bucurie momentele pe care le-am petrecut împreună. Am avut un alt elev, Georgica Bercea, care a fost inspectorul general al inspectoratului școlar. Și dacă ar fi să mă gândesc mai mult, aș avea foarte mulți foști elevi care, într-adevăr, s-au remarcat în diverse domenii și, așa cum spunea domnul director, să știți că este destul de complicat să fii profesor la o astfel de școală
și să predai unor astfel de elevi foarte buni. Pentru că ei deja sunt niște copii avizați și au făcut studiile gimnaziale la școli de prestigiu, școala numărul 2, școala 22, și deci ei deja au niște priceperi și deprinderi de a lucra și independent, și deci nouă profesorilor ne revenea misiunea să aducem niște cunoștințe noi în plus față de bagajul lor de cunoștințe. Și de fiecare dată trebuia într-adevăr să fii bine pregătit, pentru că ți se puneau și întrebări la care trebuia să stai puțin pe gânduri și să-i spui cinstit copilului că vei consulta materialul bibliografic respectiv și îi vei da răspunsul. Nu este o rușine să recunoști că poate n-ai parcurs o lucrare, ceva, și mai ales trebuie să sădim în sufletul acestor copii dorința de a fi corecți și cinstiți. Cum vi se pare că arată acum învățământul românesc? Ce se întâmplă? Cred că este mai greu să lucreze acum decât se lucra imediat după Revoluție, când am apucat eu până în 2005, cu atât mai mult înainte de Revoluție. Copiii acum, când vin la școală, sunt deja avizați, au internetul, au tabletele, află foarte multe cunoștințe, foarte multe lucruri și dorite și mai puțin dorite. Deci trebuie neapărat să știi cu delicatețe să intervii în așa fel încât copilul să aibă totuși încredere în tine. Și, mă rog, fiecare profesor, știți, dacă ai har, dacă ai talent, așa, și dacă reușești să te și apropii de copil, pentru că și asta este o problemă esențială. Dacă ești brutal, dacă ești prea sever, dacă nu știi să îl înțelegi pe copil, foarte greu ajungi la sufletul lui. Copilul, să știți că are nevoie de afectivitate, are nevoie să-l tratezi ca pe un om. Și ceea ce este foarte important la această generație, doresc să-i cam tratezi ca pe niște oameni mari, ca pe niște adulți. Este foarte greu, mai ales pentru profesorii foarte tineri, care sunt despărțiți de elevii pe care îi pregătesc de 5-6 ani. Știți? Copilul poate că nu prea ți acordă importanța cuvenită, profesorul poate reacționează puțin cam dur, știți? Deci, experiența, răbdarea, pregătirea și, bineînțeles, colaborarea cu familia. Familia este crucială. Într-adevăr, cei doi factori, școala și familia, sunt cei care dau în cele din urmă profilul moral corespunzător al acestor copii. Sunt mulți profesori, colegi cu care mă mai întâlnesc și se vaietă. Așa, vai că sunt altfel. Acum, ce se întâmplă? Eu pot să spun că am fost binecuvântat de soartă că am lucrat în acest liceu 25 de ani. Venisem în urma unui concurs de la un liceu industrial. Dar și acolo copiii erau buni în ce sens? Că acolo știau ceea ce învățau de la tine. Și erau respectoși, erau... Nu știu, acum depinde, vedeți, și cum te porți cu copiii. Poate că sunt copii care au beneficiat mai puțin de atenția părinților, dar cred că, insistând și dacă lucrezi cu pasiune, cred că până la urmă reușești să-i dai pe brazdă. Da, știi ce, vedem periodic la televizor cazuri care nu fac cinste învățământului românesc. Și violența, poate, vă întâlnesc. Da, și violența de toate felurile, dar mă refer la elevii care depășesc foarte mult cadrul normalității și sunt agresivi cu profesorul. Acolo e greu ca un profesor, nu știu, să găsească înțelegere din partea elevului, pentru că de foarte multe ori vorbim despre elevi veniți din anumite medii. Știți ce se întâmplă? Mă scuzați că vă întrerup.
totul depinde tot de profesor. Dacă pe copil îl tratezi omenește și nu-l umilești, nu-l jignești, nu-i arăți numai părțile negative pe care le are, e normal că el se schimbă în bine. Trebuie să-i acorzi un credit, trebuie să te porți frumos cu el, să-i arăți că ai încredere în el și că discuți la un moment dat cu acești elevi de 16-17 ani ca și cum ai discuta cu un adult. Ei acum trăiesc în alte timpuri, vedeți? Au acces la informație, mai privesc ce se întâmplă și prin alte părți, așa, și se revoltă pur și simplu. Dacă îl umilești și îl jignești, copilul reacționează. Da, e și asta o parte a discuției, însă eu cred că profesorul ar trebui să se bucure de un statut privilegiat din toate punctele de vedere. Nu știu, o protecție exclusivă acordată prin legislație. Într-adevăr, legislația nu dă prea multe drepturi profesorilor, să spunem, și nu ajută la asigurarea siguranței lui în spațiu școlar sau extrașcolar. S-a încercat în urmă cu câțiva ani, printr-o reglementare legislativă, să beneficieze și profesorii de drepturile pe care le au polițiștii din punct de vedere al siguranței, dar numai declarativ, adică pe o foaie de hârtie să scris că are protecție ca și a polițistului sau jandarmului când este în afara serviciului. Nu știu cât de mult înțeleg elevii acest lucru, având în vedere că e doar pe hârtie. Cum spunea și domnul director, într-adevăr, în mare parte din cazuri, poate să fie și vina profesorului, adică și profesorul din ziua de astăzi trebuie să se adapteze la elevi, nu te comporți la fel la o clasă foarte bună sau la o clasă foarte slabă. Și eu am predat și la licee tehnologice, m-am înțeles foarte bine cu elevii, dar într-adevăr trebuie să te adaptezi la fiecare clasă în parte. Fiecare clasă are specificul ei, dacă nu cumva chiar fiecare elev are specificul lui. Nu trebuie să-i jignești în primul rând și nu trebuie tratați toți ca niște infractori, chiar dacă mai sunt și elemente, eu știu, reacționare printre ei. Pe de altă parte însă, și elevii s-au schimbat. Se vede asta de la an la an, nu neapărat de la un cincinal la altul sau de la 10 ani la 10 ani. Nu mai sunt elevii de altă dată, nu numai prin cunoștințele la care au acces în momentul de față. Nu știu exact, parcă e un dezinteres complet din partea unor grupuri de elevi. De ce? Nu știu. Nu vor să învețe nicio meserie, nu vor să învețe nici carte. Mai văd în mass media tot felul de exemple care nu sunt toate pozitive, dar dacă unii s-au descurcat cumva, zic că se vor descurca și ei. Nu merge la toți și nu merge exact, peste nu tot asta. Succesul lucrul acesta. Ce rezultate ți-ai obținut în acest an la olimpiadele la care ați participat? Am avut mai mulți participanți la fazele naționale a olimpiadelor ca în anii precedenți. Au fost 15 elevi calificați la fazele naționale. Ca rezultate nu au venit de peste tot cu rezultatele scontate. În mod tradițional la limba germană și la limba spaniolă am avut un premiu 1 și un premiu 2. Un premiu 2 și o mențiune la limba germană și încă două mențiuni obținute la alte olimpiade. Dar în premieră, aș putea spune, am avut calificați la fizică, la chimie, la latină și chiar la neogreacă a obținut și mențiune elevul care a fost la Olimpiada Națională. Oricum, rămâneți în top din toate punctele de vedere. Sunteți în... Eram și înainte aproape, adică în top, dar nu chiar pe primul loc. Am spus totdeauna că nu e greu să ajungi undeva sus, ci e greu să rămâi acolo și de aceea toate eforturile noastre se îndreaptă spre această cale. În ultimii ani, ca am menționat de fizică și de chimie, s-a văzut un interes mai mare al elevilor pentru specializările noastre de matematică informatică și de științe ale naturii. Solicitări de transfer sunt foarte multe, media de admitere în clasa noua este foarte mare, mai mare decât la filologie. Și în acest sens am și încercat să venim în întâmpinarea elevilor. Avem de anul acesta o colaborare foarte bună și un parteneriat foarte bun cu Facultatea de Automatică prin domnul decan Selișteanu. Au participat elevii la mai multe concursuri de robotică. Se duc săptămânal la Facultatea de Automatică pentru a lucra cu acei roboței. Pentru că ne-am gândit că interesul lor nu să programeze sec, ci să vadă și efectul programării, adică funcționarea acelor roboți. Și știm că peste tot
Există automatizări și roboți care ușurează munca. La partea de științele naturii, foarte mulți elevi merg către medicină și chiar primii admiși, am putea spune, și în Craiova. Mai ales de acum încolo. Da. Sunt și știm de ce. De la Elena Cuza. Am mai menționat că anul acesta fata care a obținut cea mai mare medie la rezidențiat era absolventă de Elena Cuza. De aceea, pe toate profilurile căutăm să oferim cât mai multe. Ca absolvenți ai școlii, că i-a menționat domnul director anterior, o să avem o întâlnire săptămâna viitoare și cu domnul istoric Cioroianu, care în momentul de față este ambasador UNESCO al României. Și tot elevul nostru a fost. Asta spuneam, ca absolvent, da. Unde vine să-și laseze o carte, vom avea apoi o dezbatere cu niște elevi de la Niș și cu școala gimnazială Mihai Viteazu din Craiova. Când vine domnul Cioroianu? Când va fi evenimentul? Marți pe 29 mai. Să nu uitați, sunt 39 invitații. Ca de obicei vă invităm și vă mulțumim că acceptați invitațiile noastre. Vă spuneați că intervin, culmea, domnul Cioroianu a dat bacalaureatul cu mine în 84 și a luat 10 la română. Da. Deci avem activități și de educație, pur și simplu, dar și de cunoștințe pe care trebuie să le acumuleze un elev de-a lungul anilor. Urmează niște examene importante. Da, ca de obicei, vara se numără bobocii la noi, nu toamna. Urmează evaluarea națională la clasa 8-a, precum și partea scrisă a examenului național de bacalaureat. Sperăm să avem rezultate foarte bune, ca și anii precedenți. În ultimii 2 ani nu a mai picat niciun elev examenul de bacalaureat. Ba din contră, am avut cele mai multe note de 10, anul trecut 2, sperăm să fie mai multe, dar totdeauna există și surprize, sperăm să fie numai plăcute anul acesta. Cum se par generațiile care vin din urmă? Bănuiesc că vă uitați și la copii de clasa a 2-a, 3-a, 4-a. Da, având cele 3 cicluri de învățământ, adică primar, gimnazial și liceal, putem vedea. E greu de spus și greu de apreciat cum vor evolua. În partea de liceu, se observă, eu știu, o încercare de libertate mai mare a elevilor. După statutul lor au și mai multe drepturi și au câștigat unele drepturi care, după mine, nu ar fi trebuit să existe. Adică o uniformă într-o școală mi se pare normal să o porți cu mândrie dacă ai ales să te duci la școala respectivă. Se vede și că peste tot în vest, marile colegii au o ținută proprie. Au personalizat. Și elevilor le face mândri că au acea. Exact. Ați încercat să implementați această uniformă? Și am încercat. După timpul meu s-a încercat și părinții sunt refractari. Sunt, da? Chiar insistam măcar la gimnaziu și la clasele la 9, așa zicea, se purta până acum vreo 2 ani când a apărut statutul elevului și nu ai voie să nu-l primești în școală sau să-i faci observații cu privire la ținuta obligatorie, spuneam noi, nu uniformă neapărat. Referitor la statul în școală, iarăși, până acum vreo 2 ani, aveam grijă să nu plece din cinta școlii, deoarece ne simțeam răspunzători pentru ce fac ei când sunt trimiși de părinți la școală. Astfel încât în pauze nu ieșau din școală, aveau toate condițiile și chioșc alimentar și altceva în școală. Ei, acum, dacă au 18 ani, nu pot să-i mai ții în școală. Și atunci au dreptul de a părăsi unitatea școlară. Astfel că, da, imediat când, de când se intervine în astfel de situații, se pune eticheta, ești comunist, da, da. Și mai departe, societatea, da, reacționează de parcă și pot din toate punctele de vedere. Nici ei nu știu ce înseamnă. Nu, mă refer în general la modul în care se raportează societatea sau membrii societății referitor la anumite evenimente pe care le simțim cu toții. Acum, dacă ar exista și o altă întrebare, domne, care e sursa acestor rezultate? Este selecția riguroasă care se face la admitere. Deci, observați, spunea domnul director, la noi cea mai mică medie de admis e 8,50, 9,50. Deci, cu astfel de copii, lucrezi, n-ai cum să nu lucrezi ca lumea. Pentru că vin ei și te împing de la spate. Și colegile celelalte au medii de admitere mai mari. Ori rezultatele noastre sunt câteodată mai bune decât ale lor, cel puțin pentru învățământul de masă. Realitatea e că avem și fete mai multe care sunt mai conștiincioase. Nu, prea mai sunt fete multe. Acum sunt cam mod egal. Sau multe conștiincioase nu ar mai fi. Da. Nu, sunt mai conștiincioși, mai normali. Am spus totdeauna că acest colegiu e o școală normală, pentru copii normali și asta și vrem să facem. Dar totdeauna când dai drepturi
prea multe. Segment, în cazul nostru, în cazul pentru elevi, nu e bine pentru că vrei să ai aceleași rezultate, dar în schimb nu mai este aceea strictețe și știm cu toții că și la un loc de muncă trebuie să respecti niște norme, să te încadrezi la niște standarde, că altfel nu faci față. La fel este și cu sectorul educativ. Deci în școli trebuie să existe reguli. Înainte ne era frică să trecem pe culoarul cu cancelaria. Ne lipeam de pereți să nu ne vadă nimeni. Acum vin și la cancelarie, vin și intră și în cancelarie. Da, trebuie să vină și la cancelarie când au nevoie, dar parcă noi avem așa un respect mai mare față de profesorii noștri, care nu se vede la fel de mare acum. Oricum, vii către el în acuza doar dacă știi că ai anumite capacități și tu ca părinte îți îndrumi copilul către acest colegiu, dacă vezi că are ceva. Și cu părinții e o problemă în ziua de astăzi. Pe de o parte zic că dacă îl trimit la școală au scăpat de grija educației, pe de altă parte au și numai pretenții, nu știu dacă totdeauna sunt și justificate. Justificate, da. Dacă ar veni mai des, cum am spus, totdeauna să fie o comuniune între părinți și școală, ar ști și problemele școlii și ar ști să și ajute când este cazul, dar și să vorbească cu proprii copii altfel decât despre școală. Așa, dacă treci o dată pe an, am mai spus, plecând de la ciclu primar spre cel liceal, se rărește și vizita părintelui la școală. Dacă în clasele mici vii cu el zilnic de două ori pe zi, că îl aduci și îl iei și afli tot ce trebuie despre copil, la gimnaziu mai rar, pe când la liceu și mai rar. Ori contează și această legătură între părinte și școală, să fie biunivocă, să afle și părintele ce, despre ce se întâmplă la școală, dar și școala despre particularitățile fiecărui copil, că fiecare, am spus, că are particularitatea lui și trebuie tratat separat. Sperăm să se mai rezolve din aceste probleme și să-și recapete statutul, deoarece ca sistem de învățământ, părerea mea este că e foarte bun. Am și predat un an în străinătate și am văzut cum este și în sistem englez, în sistem Cambridge. Și ca un alt exemplu, Franța, am văzut din declarațiile publice, vrea să se întoarcă la învățământul tradițional. Fără multă multimedia prin clase, fără prezentări, la învățământul tradițional cu tabla și creta și manualul, este mult mai sănătos așa pentru învățământ. Acum, apropo de ce spune domnul director, acum vreo câțiva ani am beneficiat de o bursă de studii la Paris și am făcut practică pe la fel de fel de licee. Și să știți că de ce ne plângem noi acum, se plângeau ei acum 10-15 ani. Libertatea aceasta prea mare a copiilor. Dar bineînțeles că fiecare copil și fiecare familie trebuie să-și cunoască interesul și să știe că numai prin muncă pot să se realizeze. Și asta e tot sarcina noastră. Prin anumite activități educative realizate de către diriginți, orientare școlară profesională, copilul trebuie să-și dea seama că între dorință și putință e o diferență foarte mare. Adică îți dorești să te realizezi într-un anumit domeniu, de exemplu în domeniul medicinii. Da. Dar trebuie să ai și aptitudini și răbdare și să muncești foarte mult. Domnule Dervor, cum vedeți evoluția pe teren scurt la Elena Cuza? Mai avem doar 2 minute. Este una pozitivă, se vede după trendul ultimelor ani. În fiecare toamnă facem și noi anumite statistici să vedem elevii cu ce medii au intrat, cu ce medii au ieșit, în paralel ce medii obțin la examenele naționale față de mediile de la clasă. Și este și corpul profesoral este unul serios și care își vede de treabă. Elevii încercăm să ne comportăm frumos cu ei și drept răsplată să obținem și rezultate bune. Nu trebuie să uităm că avem și ciclu primar și ciclu gimnazial, unde elevii nu mai sunt selectați, dar rezultatele se văd că sunt bune, în special la ciclul primar, unde se știe că au foarte multe concursuri și vin mereu cu premii de la aceste concursuri. La evaluările naționale de clasa 2, 4, 6, la fel, sunt niște etaloane pentru pregătirea ulterioară și rezultatele sunt mulțumitoare. Sperăm să se continue acest trend ascendent, chiar dacă pe o pantă mică, dar să fie în sus și nu în jos. Mulțumesc frumos pentru prezența în cadrul emisiunii. Vom analiza și noi rezultatele pe care le obțin elevii la examenele care urmează, numai cei de la Colegiul Național Frații
Elena Cuza, dar și la frații Buzești, Carol, sunt cele trei instituții de învățământ reprezentative pentru Craiova și poate avem o analiză după comparativă, așa. Da, după ce se susține aceste examene. Succes în activitatea pe care o desfășurați. Vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, punem punct emisiunii din această seară. Ne revedem mâine seară la ora 18:30. Până atunci, toate bune, la revedere.